Stela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Un bărbat din Florești a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că l-a ucis și incendiat pe amantul concubinei sale. Alături de el va sta în închisoare și un complice. Judecătoria Chișinău a respins cererea de revizuire a sentinței de condamnare pentru Vlad Filat. Fostul premier și avocații săi spun că decizia era previzibilă și va fi atacată la Curtea de Apel. O femeie din România a făcut intervenții oftalmologice timp de 10 ani la un spital din Cluj-Napoca, fără să aibă această specializare. Tenismenul Radu Albot a revenit acasă în Republica Moldova după câteva meciuri bune în turneele internaționale. A fost întâmpinat pe aeroport de zeci de suporteri. Geluzia l-a împins la crimă, iar acum va sta 20 de ani după gratii. Un bărbat din Florești a fost condamnat pentru că l-a ucis pe amantul concubinei sale. Alături de el va sta în închisoare și un complice. Crima s-a produs în aprilie 2018. Bărbatul era supărat că iubita l-a părăsit și împreună cu un amic a decis să se răzbune. Amantul femeii a fost lovit până și-a pierdut cunoștința, apoi a fost urcat într-o mașină ce a fost incendiată în pădurea de la marginea localității. În scurt timp, cei doi indivizi au fost arestați și condamnați la 20, respectiv 13 ani de închisoare. Sentința este cu drept de atac. Contrabanda cu tutun rămâne una dintre modalitățile preferate de a face bani pentru cei certați cu legea. Datele Ministerului de Interne arată că anul trecut a scăzut traficul cu tutun la frontiera moldo-română. Există totuși situații în care contrabanda a crescut. Care sunt acestea, vă spunem în Telejurnal. Vlad Filat rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău a respins cererea sa de revizuire a deciziei în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Fostul premier a fost acuzat de trafic de influență și corupere pasivă. Vlad Filat și avocații săi spun că decizia era previzibilă și va fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Fostul premier Vlad Filat a fost prezent la ședința de judecată, dar a fost escortat de mascații care nu l-au lăsat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La ultima ședință, avocații au cerut să fie revizuită decizia din primul dosar, dar și să fie recuzați cei doi judecători care au stabilit sentința. Instanța a respins ca fiind neîntemeiată solicitarea. Nu consideram corect că acești judecători care s-au pronunțat în privința condamnării domnului Vladimir Filat, deci în sentința anterioară, să examineze și cere de revizuire și în aceste considerente, într-un fel, soluția de a nu-și redeschide propria procedură era cumva de așteptat. Cu siguranță vom depune, deci vom ataca această sentință la Curtea de Apel Chișinău. Totodată, cei de la CEDO au declarat inadmisibilă plângerea ex-premierului Vlad Filat privind condițiile precare de detenție. Pe prima cerere adresată la Curtea Europeană, deci cererea care nu ține de fondul cauzei, domnul Vladimir Filat s-a plâns pe mai multe încălcări ale drepturilor sale, inclusiv pe condițiile de detenție, articolul 3, pe ilegalitatea deținerii sale în arest și deci respectarea vieții private, deci alte articole. Potrivit avocatului Munteanu, CEDO a ajuns la concluzia că reclamanții, în măsura în care susțin că au fost deținuți în condiții inumane, trebuie să obțină la nivel național recunoașterea încălcărilor. De la 1 ianuarie 2019, persoanele deținute cel puțin 10 zile în condiții inumane ori degradante pot solicita reducerea pedepsei. Asta vor face și avocații lui Filat. Fostul premier se află de 3 ani în detenție. Cel care l-a denunțat este liber și a ajuns și deputat. Ilan Șor a recunoscut că i-a dat mită 250 de milioane de lei lui Vlad Filat. Dosarul lui se află pe rol la Curtea de Apel Cahul. În cazul omului de afaceri din Dubăsari, împușcat în fața locuinței sale, a fost reținuți 3 suspecți. Ei au fost acuzați de tentativă de omor de către așa zisele autorități din Transnistria. Vă reamintim că marți, omul de afaceri în vârstă de 40 de ani a fost împușcat în cap și în abdomen de câteva ori chiar lângă poarta casei sale. Vecinii au chemat ambulanța și poliția. Bărbatul a ajuns în stare extrem de gravă la secția de reanimare a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, iar medicii se străduiesc acum să-i salveze viața.
Teoretic stăm bine, mai rău e cu practica. Deciziile convenite dintre Chișinău și Tiraspol nu au fost realizate eficient, iar Rusia continuă să se implice în activitățile cu caracter militar din stânga Nistrului. Sunt doar câteva dintre problemele constatate de Promolex privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Perioada de analiză a fost iulie-decembrie 2018. Raportul relevă faptul că problematica drepturilor omului în regiunea transnistreană nu a fost pe agenda discuțiilor publice în activitatea președinției, în cea a Parlamentului a fost abordată doar în câteva rânduri, în schimb cea mai dinamică a fost activitatea guvernului. Multe dintre deciziile luate însă nu au fost bine îndeplinite. Este și cazul fermierilor din Dubăsar, care teoretic și-au recuperat drepturile de proprietate asupra terenurilor luate de administrația secesionistă. Și soluțiile propuse pentru școlile cu predare în limba română nu asigură pe deplin dreptul la educația în regiunea transnistreană. Experții aduc probe ale suportului necondiționat al Federației Ruse pentru administrarea secionistă. Spre exemplu, grupul operativ al trupelor ruse continuă să promoveze și să implice populația din regiune în activități cu caracter militar. Se fac exerciții comune cu reprezentanții așa numitei armate din regiune, dar și s-au deschis primele tabere militar-patriotice pentru copiii care vor studia discipline militare. Astfel, experții Promolex sunt de părere că grupul operativ al trupelor ruse își depășește limitele asumate de a asigura doar paza unor obiective militare, când de fapt promovează militarismul în regiune. Legea e lege, însă nu pentru toți. Deși gheretele cu suprafața mai mică de 8 metri pătrați în care se vând țigări nu au voie să se afle la o distanță mai mică de 200 de metri față de școli, grădinițe, spitale sau policlinici, interdicția este trecută cu vederea în mod grosolan. Prevederea a intrat în vigoare la începutul acestui an. Autoritățile deja se gândesc să crească amenzile pentru a-i speria pe cei care refuză să respecte această prevedere. Subiectul a fost abordat astăzi la Consiliul Național în domeniul controlului tutunului. Activiștii civici nu au lipsit de la ședință. În rând cu autoritățile responsabile, ei și-au prezentat propriile rapoarte. Au scos la iveală cazuri concrete în care legea este pur și simplu călcată în picioare de agenții economici. Este exemplul notificării pentru Leoval Group din data de 3 ianuarie 2019. Pentru ghiretă de pe strada Academiei 7, o suprafață de 8 metri pătrați, care va comercializa produse în tutun non-stop. Dar unde se află această ghiretă? Chiar la o distanță de 173 de metri până la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, instituție medico-sanitară. Astfel, doar 4% dintre gheretele din Chișinău unde se vând țigări respectă legea. Cazurile sunt luate la ochi de autoritățile în sănătate și cam atât. Acțiuni concrete nu s-au întreprins. În pofida sesizărilor repetate de către ANSP, în adresa preturilor și a primăriei municipiului Chișinău, nu au fost emise ordine de evacuare a gheretelor care nu s-au conformat prevederilor legii privind controlul tutunului. Reprezentanții agenților economici care comercializează produsele din tutun nu se prezintă la fața locului în timpul controlului inopinat. Nici amenda nu-i sperie pe agenții economici pentru nerespectarea distanței de amplasare a gheretelor. Sancțiunea este de la 9 până la 12 unități convenționale, adică cel mult 600 de lei. Cum arată situația în alte, cel puțin capitale europene? Se vinde, nu știu, la Viena sau la București sau la Berlin sau în alte orașe. Deci se înseamnă asta că acolo legislația nu permite sau e o tradiție? În majoritatea țărilor de Uniunea Europeană este interzisă comercializarea produselor din tutun în alte unități comerciale decât cele exclusiv destinate pentru produsele de tutun. Amplasarea lor este foarte rară. Deci ca să-ți cumpere un pachet de țigări trebuie să mergi kilometri până să ajungi la acea unitate comercială. Între timp, lista încălcărilor continuă. În urma verificărilor la peste 1470 de obiective s-a depistat că fiecare al patrulea încalcă legea. Amenzile aplicate pentru comercializarea produselor de tutun fără avertismente de sănătate și fumatul în locurile publice au depășit suma de 53.000 de lei anul trecut. Se atestă o descreștere a cazurilor în care se fumează în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private, în care se află minori sub acoperișul stațiilor de transport public, în parcurile de distracție și pe terenurile de joacă copiilor, pe stadioane, pe arene, în piețe.
Dacă în 2017 au fost înregistrate mai bine de 5.000 de cazuri în care erau prinși oamenii că fumează în locuri interzise, în 2018 numărul acestora s-a înjumătățit și a ajuns la 2045. Țigările au fost, sunt și vor fi nu doar o plăcere interzisă, dar și o cale de a face bani ilegal. Datele Ministerului de Interne arată că anul trecut a scăzut cu 30% numărul cazurilor de trafic de tutun la frontiera moldoromână. În schimb, s-a majorat cu 33% contrabanda prin aeroport. Detalii are colega noastră Svetlana Gore. Bun găsit! Din datele prezentate de Ministerul Afacerilor Interne se înțelege că acum contrabanda cu țigări nu se mai face la frontierele terestre, ci la cele aeriene. Asta înseamnă că oamenii au renunțat la a camufla țigările prin mașini, dar le ascund în bagajele de mână sau de cală și părăsesc țara cu avionul. Cele mai multe cazuri de aceste tipuri, tocmai 67%, au fost depistate pe cursele Chișinău-Londra. Alte 13% din cazurile de contrabandă au fost găsite pe ruta Avia Chișinău-Dublin. În 6% dintre cazurile depistate, destinația finală a țigărilor era Bruxelles sau Roma. De asemenea, drumul a mii de pachete de țigarete începea din Republica Moldova și ajungea la Tel Aviv, Istanbul și Veneția. Oamenii legii spun că produsele din tutun sunt duse în țările europene, acolo unde țigările sunt cu mult mai scumpe decât în Republica Moldova. De fapt, și la noi de curând s-au majorat prețurile. Cel mai ieftin pachet de țigări cu filtru costă 25 de lei, iar cele fără filtru 19 lei. În 2018, poliția a pornit 4 cauze penale pentru contrabandă. În total s-au ridicat aproape 89.000 de pachete de țigări în valoare de mai bine de 2,2 milioane de lei, dar și circa 17.000 de kilograme de tutun prelucrat, în valoare totală de 1 milion și jumătate de lei. Vulnerabilitatea traficului ilicit de țigări este precondiționat de mai mulți factori. În primul rând, prezența sectorului necontrolat a frontierei de stat pe regiunea centrală sau cea transnistreană, insuficiența de forțe și mijloace moderne folosite la controlul frontierei de stat, situația financiară economică dificilă în regiune, reliefful și așezarea favorabilă a localităților în zona de frontieră și a drumurilor de acces spre zona de frontieră. Tehnologiile moderne pot face procesul de învățământ mult mai atractiv pentru copii și tineri. În acest sens, astăzi a fost lansat un proiect în cadrul căruia au fost prezentate multe gadgeturi ce pot fi utile în școală. Vedeți toate aceste dispozitive moderne mai târziu în telejurnal. O coaliție pro-europeană care să asigure continuitatea implementării acordului de asociere, asta își doresc politicienii de la București pentru viitorul politic al Republicii Moldova. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, vicepreședintele PSD, senatorul Titus Corlățean, recomandă politicienilor de la Chișinău să evite alegerile anticipate, exercițiu care nu va schimba semnificativ datele problemei. Fost ministru de externe al României, senatorul Titus Corlățean, spune că atât Bucureștiul cât și Bruselul așteaptă de la politicienii din Chișinău maturitate politică și plasarea vectorului european al țării în topul preferințelor. Important pentru România și pentru Uniunea Europeană este să putem vedea o continuare a proiectului european pentru Republica Moldova, acordului de asociere, implementarea lui, pentru că, onest vorbind, este singura cale realistă de progres economic, social. Politicianul din România spune că scenariul unui eventual scrutin anticipat nu ar însemna decât prelungirea perioadei de instabilitate politică. Aceiași actori politici ar fi la masa Parlamentului, așa încât eu sper ca și actorii europeni și Uniunea Europeană, familiile politice, în primul rând problema este la Partidul Popular European, la PPE, să fie constructive în perioada următoare pentru a ajuta la continuitatea proiectului european. Republica Moldova își poate continua parcursul european dacă politicienii vor acționa în interesul țării, depășindu-și orgoliile politice, mai spune Corlățean. Am remarcat și multă rigiditate din partea unor actori politici care au declarat orientarea pro-europeană și care practic limitează posibilitatea formării unei coaliții cu orientare pro-europeană. În urma alegerilor parlamentare
votare din 24 februarie în Parlament au intrat socialiștii, democrații, pro-europenii, blocului acum și partidul politic Șor. Nici o formațiune nu a acumulat mai mult de 51 de mandate, ceea ce impune o guvernare de coaliție. Dacă timp de 3 luni nu este creată o majoritate parlamentară care să voteze noul guvern, șeful statului dizolvă legislativul și anunță alegeri parlamentare anticipate. Înființată acum câteva luni, coalițiile locale din Soroca, Călăraș și Cimișlia încearcă să schimbe felul în care se întâmplă lucrurile în comunități. Ei sunt o punte de comunicare între cetățeni și primărie și monitorizează cheltuielile bugetare. Vor drumuri mai bune, apă și canalizare, condiții decente în transportul public și mai multă implicare din partea autorităților. Centrul Analitic Expert Group i-a invitat la discuții pe reprezentanții acestor coaliții pentru un schimb de experiență. Coalițiile locale vor ca alocarea banilor bugetari să fie cât mai aproape de necesitățile locuitorilor orașelor. Probleme sunt multe, iar banii puțini. Cetățenii ar trebui să participe activ pentru a convinge autoritățile de gravitatea unor situații. În cadrul ședințelor care le-am avut și le vom mai avea, cele mai importante probleme care am reușit să le identificăm și să înaintăm, să sensibilizăm autoritatea publică, au fost legate de infrastructură, canalizare, apeduct, iluminare, drumuri. Suntem conștienți că și autoritatea publică este constrânsă de problemele financiare. Nu există o societate civilă adevărată. Asta este una din constrângerile pentru dezvoltării, care stau în calea dezvoltării. Aceeași problemă clasică la toate localitățile, drumurile. Una. A doua. Nu toate gospodăriile din localitate beneficiază de apă și canalizare. Chiar există situația că apă este, nu e canalizare. Și atunci apare întrebarea. Unde se duce tot deșeul? În drum? O altă problemă. Transport public din oraș. Și la Soroca se dorește creșterea nivelului de implicare a cetățenilor, mai ales că încă nu a fost adoptat un buget local. De exemplu, chiar și problema stației de depurare, care coaliția a venit cu propunerea ca să includă careva resurse financiare pentru a iniția prima fază. Noi ne confruntăm la Soroca cu o problemă legată de școlarizare. Cunoaștem că, din mai multe motive, unii copii romi, fiind părinți în migrație, nu reușesc să parcurgă ciclul preșcolar, școlar și așa mai departe. De asta este necesar ca în aceste cazuri, primăria să aibă o persoană care să se ocupe cu dedicație. Prin acest eveniment să oferim o platformă de discuție și comunicare între coalițiile locale, care au fost create și consolidate cu suportul Expert Group. Există o lipsă de comunicare și o lipsă de participare din vari motive. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Bugete Transparente și Cetățeni Activ pentru o dezvoltare durabilă. A vrut să facă un ban ușor, dar au ajuns pe mâna poliției. Doi tineri din Chișinău au fost reținuți după ce au jefuit un bărbat și au furat o mașină. Incidentul a avut loc pe 17 martie în sectorul Buiucani. Suspecții au atacat un bărbat de 34 de ani și i-au luat telefonul mobil, banii și un card bancar. Valoarea prejudiciului s-a ridicat la 7.000 de lei. În scurt timp, indivizii au fost identificați și reținuți pentru 30 de zile. Bunurile sustrase urmează să fie returnate victimei. Poliția a stabilit însă că cei doi ar fi furat pe 8 martie și un automobil în valoare de 7.000 de lei parcat într-o curte. Mașina a fost găsită ulterior în același sector. Tinerii nu sunt la prima abatere. Anterior, ei au mai fost trași la răspundere pentru infracțiuni similare. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 7 ani de închisoare. Cu toții suntem cei care putem ajuta natura să respire mai ușor. Cum? Simplu, prin sortarea și reciclarea plasticului, a sticlei, a deșeurilor electronice și, nu în ultimul rând, prin renunțarea la folosirea pungilor din plastic. Este o acțiune simplă, dar de succes. Acest mesaj este promovat și de autoritățile de la Chișinău, care din acest an au interzis comercializarea acestor ambalaje. Punct.
Punga de plastic a apărut pe piață în 1957. În anii 70 a început să fie fabricată în cantități industriale și două decenii mai târziu s-a constatat că a invadat planeta. Semnalul de alarmă a fost dat când a fost descoperită marea insulă de gunoaie din Pacific. Alarma pe care o abat ecologiștii privind folosirea pungilor de plastic s-a început de mai mulți ani din cauza că toate pungile de plastic și tot plasticul pe care noi îl folosim foarte irațional și inconștient ajunge în Oceanul Mare, acolo unde noi, din cauza că îl folosim inconștient, omorâm toată biodiversitatea. În lume au fost implementate mai multe proiecte de excludere a pungilor de plastic, exemplele de la care se poate inspira și Republica Moldova. Sper peste câțiva ani, adică la un timp foarte scurt, peste un an, doi, să vedem în țara noastră oamenii mergând la magazine doar cu punga din stofă. Finlanda își împachetează acasă deșeul în pungă de hârtie. Și atunci când merg la magazin, folosesc doar pungi din stofă sau ambalajul este doar din pungă de hârtie. De la 1 ianuarie 2019, în Republica Moldova este interzisă folosirea plasticului cu grosimea mai mică de 50 de microni. O alternativă sunt pungile și vesela de unică folosință, realizate inclusiv din plante, cum ar fi porumbul sau trestia de zahăr. Organizația Moldrec, împreună cu specialiștii din România, este cea care pune la punct deja un astfel de proiect menit să încurajeze rețelele de market, dar și consumatorii să elimine folosirea pungilor de plastic în favoarea celor eco. Produsele noastre sunt nu doar biodegradabile, dar cel mai important și compostabile. Au un termen de valabilitate până la 12 luni, iar în centrele de compostare comercială până la 3-4 luni. Dorim ca toate supermarketurile din Republica Moldova să renunțe la pungile din plastic, să opteze pentru pungi din plasă sau pungi din hârtie sau pungile din amidon, care sunt mult mai prietenoase cu mediul înconjurător. Oamenii de știință susțin că fiecare metru cub de apă din oceane conține aproximativ 46.000 de particule de plastic ce se descompun în aproape 1.000 de ani. Învățământul ar putea deveni mult mai atractiv pentru studenții elevi cu ajutorul tehnologiilor moderne. Astăzi a fost lansat proiectul Competențe Digitale pentru Angajare în Economia Modernă, în cadrul căruia au fost prezentate o mulțime de gadgeturi. Ochelarii cu realitate virtuală, bun la orele de geografie sau imprimantele 3D utile la modelarea pieselor auto. Tehnologiile evoluează cu pași rapizi. Un exemplu în acest sens este și această mașină care a fost ansamblată și proiectată de studenții anului 3 și 4 de la UTM. Aceasta poate depista obstacolele, le poate ocoli, vede mașina din față, iar dacă este prea aproape, o poate ocoli și poate reveni pe traiectoria inițială. Totul cu ajutorul a 5 sensori în față și alți 4 din spate. Echipamentele moderne vor fi integrate în procesul educațional. Beneficiarii unor asemenea gadgeturi vor fi 6 instituții, școli profesionale și centre de excelență selectate în urma unui concurs. Rezidă în integrare eficientă a tehnologiilor informaționale în învățământul profesional tehnic. Ne-am propus acest scop pentru că ne dorim să sporească numărul tinerilor care au cu adevărat competențe profesionale relevante, competențe profesionale necesare pe piața muncii. Profesori de la 40 de școli au descoperit practicile de succes în integrarea tehnologiilor informaționale în educație. Astăzi vrem să vedem la fel cum interacționează profesorii din învățământul profesional tehnic, care sunt cel mai mult legați de piața muncii în domeniul industriei mașinilor, în domeniul IT și cel pedagogic. Dacă până acum asemenea proiecte erau discutate la nivel de politici educaționale, acum vor fi și implementate. În cazul dat vom lucra mai aproape de beneficiari, adică cu profesori, cu elevi, îi vom instrui, le vom da anumite instrumente de utilizare în procesul de studiu, astfel încât acele competențe care sunt necesare de fi formate lor să fie într-un mediu mult mai activ. Digitalizarea este o cerință a societății moderne, așa că tinerii ar trebui să câștige experiență. Moldova is still one of the most vulnerable and also one of the poorest countries in Europe, and we have to bring them closer to European standards, and this is a step especially for the young generation. Bugetul proiectului este de 690.000 de euro și a fost acordat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.
este un proiect al Uniunii Europene care prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval în spațiul comunitar. Ar urma să conecteze infrastructura de transport, de telecomunicații și energia statelor membre. Guvernele naționale și-au luat angajamentul de a construi rețeaua transeuropeană de transport ca să asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii. Totalul investițiilor planificate pentru perioada 2016-2030 depășește 700 de miliarde de euro doar pentru rețeaua centrală. Incertitudinea privind Brexitul continuă. Parlamentarii britanici au respins aseară 8 soluții alternative, inclusiv ideea unui nou referendum. Guvernul insistă că cel mai bun plan rămâne acordul negociat de Theresa May cu Bruxelles. Prim-ministrul și-a oferit demisia în schimbul aprobării acordului. Un posibil al treilea vot în acest sens ar putea avea loc mâine. The noes have it. So the noes have it. The noes have it. The noes have it. So the noes have it. The noes have it. The noes have it. So the noes have it. Parlamentarii britanici au spus cuvântul și a fost un răsunător nu. De 8 ori, legislatorii au respins toate posibilele soluții propuse de parlamentari pentru Brexit, printre care un acord economic cu UE pe modelul Canadei sau un nou referendum. The results of the process this House has gone through today strengthens our view that the deal the government has negotiated is the best option. This government, this Prime Minister has failed to provide leadership. The only thing we should now be doing is going back to the people of the United Kingdom in a general election to end this impasse. Această idee a fost furnizată chiar de Downing Street. Theresa May și-a oferit demisia în schimbul aprobării acordului cu Uniunea Europeană. Astăzi va negocia cu rebelii conservatori și unioniștii nord-irlandezi pentru a-și asigura un vot pozitiv care ar putea avea loc mâine. În cazul în care acordul trece, Marea Britanie iese din UE pe 22 mai. Fără un acord, divorțul este programat pentru data de 12 aprilie. Încă un scandal în sistemul sanitar din România. O femeie din Cluj-Napoca ar fi făcut intervenții oftalmologice timp de 10 ani la spitalul CFR din oraș, fără să aibă această specializare. Atât ea cât și soțul oftalmolog la același spital dețin și o clinică privată unde își trimiteau pacienții. Totul a ieșit la iveală după ce zilele trecute mai mulți pacienți s-au plâns. Încă din 2008, femeia s-a dat drept medic oftalmolog și a făcut numeroase intervenții chirurgicale, deși nu avea această specializare. A obținut abia în octombrie anul trecut. În plus, la spitalul CFR din Cluj-Napoca, ea nu ar avea nicio formă de contract, deși făcea chiar și operații. Managerul spitalului CFR, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, nu a oferit până acum un punct de vedere. Colegiul medicilor s-a autosesizat și a început ancheta. Este ultima zi de înscrieri pentru postul de procuror general al României, iar pe listă sunt 4 candidați. Pe lângă Augustin Lazăr, cel care deține în prezent funcția, surse judiciare mai menționează numele lui Marian Drilar, procuror DICOT. Magistratul este cel care a instrumentat dosarul Motorina, în care Sorin Blejnar a fost achitat în primă instanță. În această după-amiază s-au înscris și Daniel Horodnicioanu, fostul șef al DICOT, și Gabriela Scuta, fost adjunct al lui Chioveș în vremea în care aceasta conducea Ministerul Public. Termenul de înscriere pentru postul de conducere din Ministerul Public expiră în această seară. La Biblioteca Națională a Moldovei a fost prezentată în premieră colecția România Marea Unire 1918-2018, 100 de cărți, editată la Iași. Sunt volume publicate pe ambele maluri ale Prutului ce reflectă istoria Marii Uniri de la 1918. Aspecte de la lansare vedeți mai târziu în telejurnal. Soartă cumplită pentru unii bebeluși care vin pe lume cu probleme grave de sănătate. Și sunt cazuri în care părinții nu mai vor sau nu mai pot să lupte, iar cei mici ajung în centrele comunitare de îngrijire. Am mers și noi într-o astfel de instituție din Chișinău pentru a afla mai multe de la asistenții sociali de acolo. Ridică mânuțele aici, eu acuș pe tine, te dau mai aproape, așa, întinde mânuțele puțin, deschidem rubinetul, vedem apa cum e, ia spune apa, ia spune, pune mânuțele aici, hai întinde mânuțele, arată-l tante cu mandrușcă, spală mânuțele.
Așa îl îngrijește Elisaveta Cășlar pe Andrei, un băiețel care suferă de o boală gravă. Este atașată de copii și se bucură că poate fi de ajutor unor micuți de care a uitat până și părinții. Profesia mea și dorința mea a fost din copilărie să fiu asistentă medicală, să am grijă de copii de la care eu am îndrăgit-o de la părinți, de la tata. Și lucrând cu copii, lucrând cu colectivul, am luat multe cunoștințe noi, multe experiențe de lucru, fapte bune și reiese din aceea cât timp trebuie să avem și oameni buni, prieteni care trebuie să le urmăm sfatul. A ținut cont de aceste recomandări, iar acum a ajuns la o experiență de 35 de ani în îngrijirea micuților cu dizabilități severe. Are doi copii ai ei acasă și alți 10 la acest centru comunitar. Eu să vă spun corect, să fiu sinceră, mai multe răspunderi duc față de copiii ăștia. Ei sunt copii care sunt cu un statut de adopție, cu refuz și n-are cine de dânși să poarte grijă în afară de noi, personal, administrație, direcție drepturilor copilului, oamenii care ne mai ajută. Zinaida este un alt angajat al centrului. Simte că fiecare copil de aici este al ei. Eu cu dânsul ne împăcăm bine, îngrijirea principală și atenția lor și iubirea să le dăruim. De la orele 8 cum începem cu ei, întâi ne salutăm, avem un băiețel Andrei care el, dacă nu te salut, se supără și toată ziua e mofturos. Și cu ei trecem la fiecare în rând și vedem cum arată, cum, în ce starea lor de stres, de situație. Copiii care ajung aici au parte de cel mai bun tratament. Totuși există o problemă la care autoritățile nu au găsit încă soluție. La nivel de autorități, noi vedem stringentă problema creării unui centru pentru copii, pentru copiii care o să treacă de vârsta de 18 ani, pentru că ne gândeam chiar cu frică cu doamna director ce se va întâmpla atunci când copiii vor atinge vârsta majoratului, unde vor merge ei. În Republica Moldova, aproximativ 1000 de copii sunt diagnosticați cu dizabilități severe. Actori tineri sau cu experiență, piese mai cunoscute și mai puțin cunoscute. De asta au avut parte spectatorii prezenți la Festivalul de Teatru Rampa Nistreană. Desfășurat la Soroca, evenimentul a ajuns deja la 19-a ediție. În cadrul festivalului, publicul a putut admira 5 piese, inclusiv una pentru copii. În premieră, pentru public a fost montat spectacolul Deșteaptă Pământului de Victor Ion Popa. Piesa, în regia lui Iurie Babi, a fost jucată de actorii de la Teatrul Dramatic Prometeu de la Palatul de Cultură din Soroca. Am încercat să montăm piesa asta, o comedie rustică națională, așa mai ușurică, mai compactă. Eu sunt mai tânăr și mi-a fost mai greu ca să mă încadrez în rolul de mamă, dar cred că a ieșit bine. Pentru mine teatru este o plăcere sufletească, adică vin de oricare dată, de câte ori ne propune domnul Iurie Babi și de fapt am mai participat și la teatru Veniamin Apostol și cred eu că teatru anume este ceva unde fiecare dintre noi se regăsește, este acel imbol de a face ceva, de a scoate niște vicii omenești, anume prin prisma unor personaje frumoase. Festivalul este și o rampă de lansare pentru tinerii actori. Teatrul Studio Debut de la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros a venit cu piesa Flori de Măr. Un spectacol care pot să zic că e mai presus de cuvinte. E un spectacol cu doi copii orfani care se gândesc doar la rai, că acolo ar fi mai bine și că cum ar fi să plece din internat. Libertatea. Libertatea este punctul principal din spectacol. Festivalul de teatru Rampa Nistreană este organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului. 101 ani de la unirea Basarabiei cu România a fost marcați la Chișinău printr-un concert organizat la sala cu orgă. Astfel, valorile românești și cele europene au fost elogiate prin muzică. Spectatorii s-au bucurat de un inedit recital de pian la patru mâini, susținut de Lidia Ciubuc și Horia Mihail. Este important însă ca să folosim astfel de momente și pentru a ne aduce aminte
către trecut, să ne mulțumim înaintașilor noștri, dar ce este și mai important, să ne privim împreună către viitor. Este moment însă să ne bucurăm cu toții de faptul că suntem români. La mulți ani tuturor! Concertul intitulat de Ziua Unirii Basarabiei cu România este partea unui proiect al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, care durează de 6 ani și are în prim plan muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului. Cultura a fost totdeauna în pofida hotarelor temporare, una și aceeași, spiritualitatea a fost aceeași, creații nepereche ale muzicii clasice românești, ale muzicii europene și universale vor suna astăzi ca un simbol și al unității spirituale a culturii românești cu cea europeană. Ziua de astăzi are aceeași semnificație pentru toți românii. 101 ani, ca 101 ani de jertfă, de destin, într-o comunitatea comunităților românești. Spectatorii spun că au fost încântați să sărbătorească unirea prin muzică. Iubim țara noastră, suntem pentru Basarabia, suntem pentru o țară unită și vrem libertate, vrem speranță, sperăm ca să fie bine și de atâta venim la toate concertele, susținem țara noastră. Nu orice zi putem să ascultăm muzica marilor clasici, George Enescu. Chiar vreau să o văd pe pianista noastră, Lidia Ciubuc, cum interpretează în duet o creație academică. E o sărbătoare pentru suflet. Mai des de-ar fi astfel de sărbători. Probabil că am avea mai multă lumină în suflet și ne-am bucurat mai mult de viață. Poate măcar nepoții noștri ori trăi într-o țară mare, în România cea mare, eu sper. Era o perioadă când intelectualii simțeau că făuresc istoria. Mă întorc cu nostalgie la cele vremuri și mă gândesc că cei de la 1918 rămân a fi un exemplu demn de urmat. Concertul a fost organizat de Ambasada României în Republica Moldova în colaborare cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. 100 de ani într-o 100 de cărți. La Biblioteca Națională a Moldovei a fost lansată în premieră colecția România Marea Unire 1918-2018, 100 de cărți editate la Iași. Sunt volume publicate de-a lungul anilor atât în România cât și în Republica Moldova, ce reflectă istoria Marii Uniri de la 1918. Ideea de a aduna într-o colecție 100 de cărți dedicate Marii Uniri aparține editurii Tipo Moldova din Iași. Noi am căutat să creăm o simetrie între 100 de ani și 100 de cărți. Desfășurată înseamnă 160 de volume. Volume absolut importante și impresionante și de clar viziune atunci când vorbim despre cum s-a petrecut, ce a însemnat acest eveniment pentru națiunea română. Colecția cuprinde cărți editate până la 1940, volume publicate în perioada 1945-1989 și titluri care au apărut după 1989. Ea îmbină într-o cunună lucrările autorilor atât din Republica Moldova cât și din România și pune în valoare o parte din istoriografia neamului nostru. Sunt autori și din perioada interbelică, sunt autori și din perioada contemporană care toți împreună vorbesc despre istoria veritabilă a neamului nostru. Prezent la eveniment, ambasadorul României în Republica Moldova a remarcat importanța acestei colecții, în special pentru tânăra generație. Fiecare din cărțile acestea trebuie privită, dacă vreți, ca un fel de cărămidă într-un zid al cunoașterii. O cunoaștere care trebuie să fie solidă, care trebuie să ne ofere fundamentul pentru a merge mai departe și pentru ca deasupra acestui fundament să construim casa noastră comună. Ideea a fost apreciată și de istoricii basarabeni care au semnat o parte din volume și care pe timpuri au resimțit lipsa acută de carte românească. Este o idee foarte inspirată ca să fie reactualizate cele mai reprezentative și cele mai interesante cărți, începând cu perioada de după 1940 și până în ziua de azi. Mi se pare o idee extraordinară, deoarece foarte multe cărți deja au devenit rarități bibliografice. Este un șoc cultural. Este o ediție superbă și mi se pare absolut important pentru cunoașterea evenimentului.
100 de ani a fost necesar pentru a pregăti această ediție. Mă refer la autorii care au muncit de-a lungul anilor. Dar ceea ce a realizat Ioan Scurtu este un act de eroism cultural. Cele 100 de cărți pot fi citite la Biblioteca Națională a Moldovei. Celebra cântăreață colombiană Shakira și compatriotul ei Carlos Vives au fost dați în judecată pentru plagiat de un compozitor cubanez pentru melodia La Bicicleta. Artista a dezmințit acuzațiile în fața unui tribunal din Madrid, unde a și explicat cum a reușit să creeze cunoscuta melodie. Shakira și Carlos Vives au fost nevoiți să facă un duet la tribunal după ce au fost acuzați că au plagiat cântecul La Bicicleta, un hit al anului 2016. La canción La Bicicleta hay una frase que hace referencia a uno de mis títulos que firmamos con Sony en el año 2011 y esto se está reclamando desde hace ya unos cuantos años. Plângerea a venit de la Livan Rafael Castellanos, un artist cubanez stabilit la Madrid. Acesta consideră că Shakira a plagiat o compoziție muzicală lansată de el în 1997 cu titlul Yo te quiero tanto și cere să îi se plătească drepturile de autor care îi se cuvin. Yo te quiero tanto y aparece ahí en La Bicicleta que te sueño y que te quiero tanto con el mismo ritmo, melodía y texto, ¿no? Shakira a spus că La Bicicleta este un omagiu adus țării sale și că a contribuit personal la versurile cântecului care a primit un premiu Grammy Latino și a fost desemnat cel mai mare hit latino al anului 2016. Ca să-și susțină punctul de vedere, artista columbiană chiar a cântat refrenul melodiei în fața instanței, în ritmul marcat tot de ea prin bătaia palmelor. De la Madrid pentru TVR, Felix Damian. Facebook declară război celor care susțin naționalismul și separatismul alb. Rețeaua de socializare va interzice orice conținut care susține sau încurajează aceste idei. Măsura se aplică tuturor platformelor Facebook, inclusiv Instagram. Până acum erau eliminate doar conținuturi care promovau supremația albilor, văzute ca ideologie rasistă. Naționalismul și separatismul erau văzute ca elemente de mândrie și identitate, cum este exemplul bascilor. Acum însă Facebook consideră că aceste concepte sunt profund legate de organizații care promovează ura. Decizia vine după ce Facebook a fost aspru criticată pentru că a permis difuzarea live și apoi răspândirea imaginilor din timpul atacului terorist din Noua Zeelandă. Majestatea sa Margareta, custodă al coroanei române, a primit aseară distincția cea mai influentă femeie din România la gala Forbes Women 2019. Desfășurată anul acesta la Palatul Bragadiru din București, gala Forbes celebrează munca celor femei din România care sunt modele autentice, puternice. Aflat la cea de-a 8-a ediție, evenimentul este totodată modul prin care Forbes România recunoaște implicarea femeilor și rolul lor activ într-un mediu de afaceri în continuă dezvoltare. Este al treilea an în care Majestatea sa Margareta primește acest titlu. Sunt foarte mândră pentru că aici se vorbește despre valori, principii și asta lipsește puțin în societatea de astăzi și despre curaj, pentru că simt un curaj aici și un sens al comunității și sunteți curajos, curajoase și profesionist și asta apreciez foarte, foarte, foarte mult. Și sper că pot să merg înainte cu forța care reprezentați. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Au înflorit cireșii la Tokyo. Apariția florilor roz pal sakura în limba nipona înseamnă mai mult decât o ocazie de a reflecta asupra reînnoirii. Este în același timp un fenomen cu implicații economice importante. Cu săptămâni înainte de marele eveniment, magazinele au scos la vânzare valuri de produse tematice, de la bere de flori de cireș la chipsuri cu aromă de flori. Și turiștii din toată lumea participă cu entuziasm alături de localnici al ritualul Hanami, adică pur și simplu stau și se uită la frumusețea oferită de natură. Tenismenul Radu Albot a revenit acasă după ce a avut o prestație impresionantă în ultimele luni în meciuri internaționale. Basarabeanul a fost întâmpinat ca un erou pe aeroportul din Chișinău de zeci de suporteri. Am
Într-adevăr, au fost două luni foarte bune pentru mine. Seria din America a fost, pot spune, cea mai de succes serie din toată cariera mea. În ultimele două luni, Radu Albot a câștigat primul său titlu ATP și a ajuns pe locul 46 în clasamentul mondial. Iar săptămâna trecută, basarabeanul a jucat împotriva legendarului Roger Federer. Am avut ocazia să joc cu cel mai bun din toată istoria tenisului și mă bucur că am apucat să-l prind și păcat că am pierdut, cum am mai spus, dar cred că a fost o experiență de neuitat. Aș dori să joc top 30 și eu cred că nivelul jocului meu este acolo. Albot se va afla în Republica Moldova până pe 5 aprilie, după care își va relua pregătirile. Mâine, tenismenul basarabean va lua parte la un antrenament inedit la Hâncești, alături de echipa de fotbal Petrocub. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit pentru mâine un curs oficial de 17,31 lei de bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai mult. Moneda europeană descrește la 19,43 lei de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 0,8 bani, iar hrivna ucraineană va avea valoare de 63 de bani. Rubla rusească se va cumpăra cu 26 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bun găsit! Vremea rămâne rece în Republica Moldova. Va fi frig și la noapte, când minimele vor coborî până la minus 3 grade Celsius. Mâine vremea va fi închisă, cu șanse mici de ploi. Mercurul din termometre va oscila între 7 și 9 grade Celsius. La Chișinău, în această noapte, așteptăm o minimă de minus 2 grade, iar maxima de mâine va indica 8 grade în condițiile unui cer mai mult acoperit de nori. Și în România vremea va fi răcoroasă, dar cu maxime în creștere față de zilele precedente. Vântul va sufla moderat prin intensificări, iar mercurul din termometre va oscila între 7 și 15 grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. În câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Stella Denilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!